de la scriitori până la mari personalități ale lumii științei, pentru că și știința până la urmă are o zonă în care putem să aducem Timișoarei de la cei mai mici până la cei mai mari noile descoperiri și noile inovații în domeniu. Până la urmă încercăm să facem o cultură a tot ceea ce ne înconjoară. Până la urmă, acesta ar fi mesajul UVT. Universitatea, prin toate facultățile pe care le are, să reușim să creăm un context în care să contribuim cu toții în așa fel încât să producem evenimente culturale, cultură pentru timișoreni și să transmitem mesajul că o universitate este un actor cultural puternic, este un actor cultural relevant pentru comunitatea timișoreană. Vom realiza împreună o serie de evenimente care să facă diferența și care să continue după 2023 și asta este foarte important. Un program complex, după cum ați putut vedea, mizând pe toate domeniile și toate facultățile pe care le are în grădina această universitate și nădăjduiesc că anul acesta, care este de fapt un an de pregătire pentru 2023, va pune bazele unui proiect care în 2023 să fie la cotă maximă și să ne aducă vizibilitatea și cumva impactul pe care ni-l dorim în comunitate și la nivel european.